vreau să le mulțumesc copiilor mei. În special. Au fost cei mai prejudiciați în acești 5 ani. Am fost o mamă cât de bună am putut și am stat alături de ei cât am putut, până am ajuns să mâncăm împreună uitându-ne la telefon, Thais la școală, eu pe drumurile pe unde m-am dus. Vreau să-i mulțumesc lui Andrei pentru că și-a luat rolul de bărbat în serios și mi-ar plăcea să văd bărbați adevărați ca el la 40-50 de ani, deși el are 22 de ani și și-a asumat o răspundere grea. Să vă binecuvânteze Dumnezeu și copiii voștri și sper ca după această campanie și după ce voi ajunge președinte să mai văd copiii în viață. Și știu ce spun. Amenințările cu privire la viața copiilor mei sunt continue. Aseară au încercat prin metode mizerabile să intre în cabinetul meu de avocat unde erau toate semnăturile partidului SOS România, au încercat să distrugă semnăturile adunate de noi pentru ca eu să nu mai candidez la președinția României.